Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la episodul cu numărul 2 din Alan Wake 2. Sau cum i-ar spune majoritatea, Alan Wake 2. În episodul trecut am început să aflăm ce s-a întâmplat cu un fost agent FBI în pielea căruia am jucat la începutul episodului, iar mai apoi am tranziționat în corpul acestei agente FBI, care are niște puteri foarte importante și foarte interesante de deducție, un fel de Sherlock Holmes al zilelor noastre. Iar acum, după ce am văzut cam tot ce a trebuit să vedem la scena crimei, a trebuit să ne întoarcem în oraș ca să aflăm mai multe informații și să intervievăm martorii și mai ales cei doi oameni care inițial m-au văzut pe mine în pielea agentului FBI care a fost omorât, iar mai apoi au văzut toată operațiunea de sacrificiu care s-a întâmplat. Și prin urmare am ajuns în oraș și am ajuns și la episodul cu numărul 2. Așa că, dragii mei, dacă vă place videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai uploadez. Am încercat să fac și un pic de facecam, n-am reușit, mai are ceva erori, mai trebuie să lucrez un pic, dar spre deosebire de videoclipul trecut, sper că puteți observa că înregistrarea este 2K și sper să țină destul de bine 2K. Bănuiesc că... Bine, ar trebui să mergem înainte, asta e cu siguranță. Dar cred că dacă mergem undeva pe oriunde în harta asta, vom afla niște informații utile de la niște grupuri de oameni. Ia uite, vedeți? Avem un radio. Pam, 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 weather report. Nu știu exact ce anume ne ajută chestia asta, dar... Dar e bine că o avem. Pe aici nu cred că ne ajută absolut nimic. Ar fi interesant totuși să putem să aflăm mai multe lucruri de la oamenii din jur. Asta este secția de poliție, bănuiesc. Sheriff Station, bun. Dar noi trebuie să mergem la diner, ca să vorbim acolo, să intervievăm toți martorii. Destul de gol orașul, oricum. Pentru un orășel de munte, sunt puțini oameni și foarte liniște. Asta n-are nicio treabă. Pe când ăsta muncește. Ăsta este dinerul, de unde știu chestia asta, pentru că avem geamuri transparente și lume înăuntru și putem să intrăm. Bun. Cum ți-ai dat seama? Oare pentru că scrie pe noi? Nu știu. Foarte tare. Ne-a luat cafea. Să rămână, băta proste. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Huh. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having a coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Mamă, aș fi traumatizat complet dacă aș vedea chestia asta. Hai să mergem să intervievăm martorii. Da, bine. Have you had many people besides the known victims go missing? Vreau să ascult chestia asta un pic. But it's slowed down ever since Calder Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah. Huh. That's exactly right. Interesant. Bine, hai să intrăm să vedem. Dar de ce stă cu lanterna asta? Ziceți-mă cum intră. Intră agentul FBI cu lanterna. Ia să vedem, ăștia sunt. Ăștia sunt aia, mă, care nu vreau să mă salveze. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Hello, officer. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay?
Hai să vedem ce au văzut acolo. This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Bă, dar n-am strigat nimic. Dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Wow. Da, chiar așa a fost. Bă, măcar au chemat poliția într-un final. Hai să aflăm așa, să luăm ușor. The masks and knives aren't enough. They were shouting, cult of the tree. The cult of the tree. Săracul ăsta este mult mai traumatizat decât tipă, mă jur. The whole thing was terrifying. Știe ceva și tipa nu știe. Și nu vrea să zică de fapt. Tipul voia să zică ceva. I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Deci Alan Wake este un novelist, un scriitor. Ia hai că avem ceva de făcut aici. Ia hai că avem niște profiling de făcut aici. Pe The Bookers, în primul rând. The Cult of the Tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finder's keeper is Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Da. Deci asta ascundea tipul. Și ia să vedem. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Da, în afară de partea cu lanțul și cu pandantivul. Aici, într-adevăr, au mințit. Dar hai să mergem pe caseboard să vedem dacă avem ceva în plus. N-avem absolut nimic în plus. Case, ia. Alex Casey Lunchbox. Point of interest. Cases, track objects and information that Saga has acquired. Bun. Alex Casey Lunch. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Ce avem aici? A lunchbox found by the FBC monitoring station at Cauldron Lake. Aici, sus. Hai, mă. Nu? Sau Cauldron Lake. Cauldron Lake aici. Ha. Bun. Ok. Pe asta nu mai avem. Mai avem încă un case, în schimb. The previous murders. Au, ce avem aici? The Bookers describe multiple attackers wearing deer masks, chanting and tearing into the guy with knives. Killer method. Killer profile. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Deci asta este, teoretic este case closed doar pentru că am găsit chestia asta. Nice. Acum hai să vedem ce facem cu The Cult of the Tree. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. What kind of cult și cult goal? What kind of cult? Ăștia de folosesc măști. If they're hiding their faces, they aren't established enough to operate openly. Connection to Deerfest. Și who's involved? Bun. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Wow. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Da, prince. Okay. Okay. Told you not to keep that thing, Jimmy. Las că e bine că a păstrat-o, că acum o iau eu. Thanks. This could prove to be helpful.
Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. Cine e asta, mă? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. Căcat, what the fuck, ce s-a întâmplat? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? What the fuck? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. Wow. You're mistaking me for someone else. Dude, ți-a spus numele. If you say so. Fără să te vadă. Erai cu spatele și ți-a spus numele corect și complet. Saga Anderson. Really? Wow. Îți dai seama că tipa asta are un trecut de care nu-și aduce aminte? Ia să vedem ce facem cu caseboard-ul ăsta. Cult psychology who's involved, cult gold, tot white kind of cult. Cu simboluri. A badge of pride. Și manuscript pages. Bun. Ok. Am aflat niște lucruri interesante. Hai să mai vorbim un pic. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Huh. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deer Fest. Deci e cel mai bun moment să se ascundă ăștia. Good to know. Deci o să acum o să se ascundă și acum o să apară, o să fie foarte multe crime, teoretic. Ha! Bun, hai să mai vorbim cu alții pe aici. Oare mai avem cu cine să vorbim pe aici? Mai vorbim cu ăștia ceva? Mai avem ce să mai vorbim cu ei? Da. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now. And no one is throwing you in jail. Asta doar pentru că zice că sunt negri și Alabama este un stat de albi. You know. Got it. Bun. Thank you, Saga. Mulțumim, cu plăcere. Ne mai zici ceva? Ok, nu ne mai zici nimica. Ia să vedem ce avem aici. Ia să mai vorbim. Ia să vedem. Ce mai aveți, mă, de zis? Nu mai aveți nimic de zis. Vedeți că vă aud. Sunt aici. Nu mai vorbiți că ne auzim. Ceva interesant pe aici? Da. Ia să vedem. Hey there, Mr. Deer. Ah. You remind me of a dream I had. Ce frumos. Ce frumos. Am mângâiat o căprioară moartă. Dar uite, am găsit un map. Super, am updatat harta. Și avem și partea de oraș. Nice. Bun, avem Cauldron Lake și avem și Bright Falls, partea de city. Bun. Foarte multe lucruri pe aici interesante. I need a tool to get this open. Ia să vedem, cult necklace. Nu merge. Shortcut key? Nu merge. Avem nevoie aici, avem nevoie de altceva. Hai să intrăm în această zonă. Merge la baie. Hello? Cineva pe aici? Nu? Nimic? Nimeni? Bun. Deci n-avem ce să investigăm aici. Ok. I can't force it open. De ce? Ba poți. Off.
Bun, deci asta este închis așa. Înseamnă că trebuie să vorbim cu un angajat de pe aici ca să ne dea cheia. Ia să vorbim cu... So, we're not being arrested? We're all good at it. We can ease up now. Hai să punem o melodie. The jukebox is out of order. The poor old thing can make only so much of the same song. Bun. De aici putem să vorbim cu cineva? Nu mai putem să vorbim cu nimeni. Păi putem să vorbim cu tipul ăsta cu asta să-i cerem cheia? Aparent nu. Bun, deci trebuie să mergem afară. Gata. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Bine, deci mergem la morgă. I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Cultul copacului. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Bun, un small talk. Fără niciun fel de problemă. Hai să vedem mai departe. Da, deja așa nu mai zic nimic. Așteptam totuși să zică ăștia ceva. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. Da, dar totuși... It's best not to take it personally. Putea să aibă dreptate. Zic și eu. Deci am ajuns la Sheriff Station. Bun. Hey, boss. The corpse is downstairs ready to go. Possible. Lead the way, Sheriff. Bun, avem niște charm-uri pe aici. N-avem ce să le facem pe ele. Cu ele momentan. We appreciate the support, Sheriff. Bă, toți zic că șeriful ar trebui să fie... E un dubios, are ceva. Are ceva. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Ia să vedem ce găsim pe aici. Interesant, aici sunt celulele. Vorba aia, celula mea. Ia zi, șefule. De ce te-au băgat la bulău? Nu zici? Nu zici, bine. Tu nu vorbești. Tu nu vorbești. Ok, bine. Hai să vedem aici. Aici e toaleta. A, uite, avem aici ceva de citit. I know. One of you is stealing the toilet paper. I've been counting them and there's an entire roll missing every day from stock. What kind of nut counts toilet paper rolls? Sounds like you've got too much time on your hands. Exactly. Doamne. Deci cineva chiar fura role de hârtie și ăsta număra role de hârtie să-și dea seama cine le-a furat. Wow. Da, bine, deci aici nu se deschide. Înainte să intru în cabinet aici, vreau să văd dacă găsim ceva pe aici care să ne, care să ne ajute. Că... Na. Agent? Agent, te pup. Hai, te pup. Deci pe aici ceva interesant, vrei să vorbești cu mine? Nu vrei să vorbești cu mine, nu ești interesat de așa ceva. A, uite aici un cabinet. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Am găsit niște chestii. I'm being serious, Nelson. Ai, ai, ma'am. Ah, uite mă. Deci Ewe lanterna, dar asta se teme. I am a tourist. Cu lanterna dubios. I'm lost in the woods. You've only had a tour guide also. It's bear season. Lol. Lol. Oh, no. A bear. What the fuck is this? Acting. Top notch at acting, mă jur. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskala Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. Si, unforgettable. Right. I'm Yuma Koskala, voted best coffee roaster slash tour guide by Coffee World Magazine.
and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. Yeah, that is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. Ha. Deci trebuie să mergem la ăștia ca să-i vedem. Pentru că ăștia, dacă ăștia au traversat zona de gard, înseamnă că au trecut pe acolo. Și de asta probabil... Băi, fii atent, ar fi o chestie. Ăștia să atragă turiști, să le zică hai că vă arătăm noi zone interzise de către guvern pe care le puteți vizita și în momentul în care ajung acolo îi sacrifică și ei să fie unii dintre participanții din cult. Fiți atenți la chestia asta. Fii atent să vezi la chestia asta. Că e foarte posibil. Mai avem ceva pe caseboard interesant? Nu mai avem nimic. Bun. Fii atent să vezi ce am descoperit aici. Eu zic așa e, eu vă zic așa e. Da, hai să vedem. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Mamă, și ajunge la subsol. La morgă. What the fuck? Da, înainte de asta, vreau să văd ce mai e aici. Bănesc că nu pot să folosesc nimic din asta, dar am mai găsit ceva. Am mai găsit niște cartușe și niște chestii. I need something to cut this. I need something to cut this, dar n-am nimic de tăiat. Off. No problem. Ar trebui totuși să întreb pe șerif. Nu de alta, dar... El poate mă ajută și suntem totuși în secția lui de poliție. Mă gândesc așa. Ia să vedem aici ce avem. N-ai cum într-un joc din ăsta de descoperi chestii să nu descoperi ceva în momentul în care cauți în mediul înconjurător. E mult prea mișto jocul ăsta ca să nu găsești ceva. Sunt unele lucruri, într-adevăr, unele locuri în care nu găsești nimic. Dar poate să fie locuri în care găsești lucruri. It won't open. Deci chiar avem nevoie de o cheie. O furăm de la ăsta? Sau poate ne dă el la final. Ok. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Oh, doamne, what was the cause of death? Deci. E simplu. They did leave something inside his chest. Ce? There's writing on here. What the fuck, scrie pe inimă ceva. Can't make it out. Wow. How'd they manage that? Da. Că ce e înăuntru? Că... The body shows signs of being submerged in water, post-mortem. Post-mortem? It doesn't add up. A fost băgat în apă după, dar practic l-au găsit înainte, adică... This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Sau să se fi necat și să se fi scăpat? He put up a fight. What the fuck? Foarte interesant. Ia să vedem, că până la urmă nu înțeleg. Nu suntem pe cazul bun. Trebuie să mergem un pic la Murder of the Cauldron. Examination. Time to see what Nightingale's body can tell us. Bun. Anything to learn from the body. Păi, destul de multe chestii. În primul rând, avem bruises pe defantic. Avem bloating of joints. Deci a stat foarte mult timp în apă. Asta, bineînțeles, că a ieșit din apă. Cause of death, puțin probabil. Bruises. De s-a luptat. Illegible words on the heart. Separat. Ritual writing, exact. Smudge text under victim's skin. Asta este tot aici. Și ar putea să fie o altă chestie. Exact. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Okay. Chest trauma is cause clear cause of death. Cause of bloating unknown.
Strange tattoos on skin and heart. Something was inserted into the chest cavity. Ok. Deci trebuie să căutăm înăuntru. Hai să-l tăiem și să-l uităm frumos înăuntru, mamă. Ce frumos arată. Uite o puță. Mă scuzați. What? Dar fără mânuș, fără nimic, n-are nicio treabă. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Fii atent că am găsit toată novela pe care Alan Wake a scris-o. What the fuck? What? The clicker bănesc că e inima? What the actual fuck? S-a trezit mortul, fii atent. Heidi, hai trezire. Didn't see her. Could not see into bright light. Deci trebuie să punem lanterna, nu, că nu ne vede. Pentru Neric el vede, dar nu vede în lumină. Pistolul e acolo. What the fuck? I'll make you pay. I'll make you pay. Try to stay into the light, avoid being detected by enemies. Okay. I need to get into the light now. Okay, ca să nu mă vadă. Și trebuie să ajung pe cealaltă parte. Se duce înainte. Deci nu mă vede aici. You can't see me in the light. Ha, ce tare. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Safe havens will restore some of your health. If you leave or attack from a safe haven while in combat, you will become temporarily unavailable. Okay. Go. Nu pe aici? Nu pe aici. Căcat, 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 căcat. Hop. Trebuie să-i dau două headshot-uri. Și a dispărut, fii atent că a dispărut. Deci ăștia există și nu există în același timp. What the fuck? Ca, la, ca în primul episod când i-au dispărut prima oară și după aia au apărut. Damn! Mamă. Super interesant primul capitol. Mindfuck rău de tot. Și de-abia acum începe. Fraților, sper că v-a plăcut episodul acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai uploadez. Terminăm chestia asta. Îmi place atât de mult melodia. Și trebuie să-i dăm continuu pur și simplu, nu? Că nu aflăm nimic separat sau în plus față de chestia asta decât probabil un copyright. Bun. He didn't have a heart. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? Exact. What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it.
Somehow we need to make sense of this. Bun. Mai găsim ceva pe aici? Interesant? Pe lângă tot ce s-a întâmplat? Uite hârtia cealaltă. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. You can read the corrected manuscript pages. Okay, bun, nu vreau să citesc. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. What the fuck, mama? Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. Was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the Dark Place, merged with ours. This place and the Dark Place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Wow. Nice. Și asta este o melodie pe care aveam. Bun. Oare pe caseboard avem ceva interesant? Da, avem ceva pe The Cult of the Three. Hai că mai avem câte ceva și să le punem aici. Victim of cult killing became a monster. Cult goal, poate. Cult ritual, what is it? Victim's body organs covered in writing. Page found inside the chest. Peritual, writing part of ritual. Nu știm, dar Nightingale was the only victim, he became a monster. Da, n-au devenit și ei monștri la rândul lor? N-au avea de să știm. Oare avem ceva profiling de făcut? Nu mai avem niciun profiling de făcut. Hai, mai continuăm un pic. E mult prea interesant ca să nu mai continuăm. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. Yep. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Ăsta să fie de fapt ritualul. Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Bravo, asta mi-am dat și o seama. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Am făcut chestia asta. Figure out where Nightingale went. Păi I figured it out. He's performing rituals. No. Aici. No? Sau aici. Cult goal. Uite așa. Bun. Nu mai avem nimic interesant pe aici. Trebuie să mergem pe partea, în partea de sus. Sau oare mai găsim ceva pe aici interesant? Ia, uite că avem... acum avem și lumină. Oricum, super dubios. Must be locked from the other side. Ok, deci trebuie să intrăm pe cealaltă parte. Că pe aici nu mai găsim nimic interesant.
Ăsta ce s-a întâmplat? Aflăm ceva? N-aflăm nimic. Asta e închisă. Bă, și totuși noi cum ieșim de aici? Că măcar asta ar trebui să știu să fac. După toată nebunia asta. Pe aici nu avem nimic. Ăsta s-ar putea să aibă o cheie la el ceva? Nope. Nothing. Ceva să-mi apară pe aici? Nimic, mă. Ah, uite aici. Ceva, niște medicamente. Bun. Can't be opened on this side. Păi și ce facem atunci? Charms. Increase maximum health. Pistolul. Handgun ammo. Trauma pad. Battery pack. Și painkillers. Equip. Sau dacă este un pic. Where nothing else went. Putem să facem așa și equip quick slot. Și avem unul. Bun, uite așa. Și ăsta pe painkiller-ul să fie pe quick slot 2. Și ăsta să fie pe quick slot tot 2, dar uite aici. Bun. Bun, și unde am mers ăsta totuși? Că asta este de fapt întrebarea. Am mai văzut ceva pe aici care să fie vizibil? Sau mai trebuie să mai vorbesc cu ăsta ceva? Cu ăsta nu ar trebui să mai am ce să mai... să nu mai am nimic de vorbă cu el. S-o fi dus pe sus, pe undeva. Bă, voi vă dați seama că nu știu pe unde s-a dus? Doamne. Păi vedem în, vedem în episodul următor. N-avem ce să facem, vedem în episodul următor unde s-a dus și ce facem mai departe. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim la un nou videoclip. Salutare!